România a registrat astăzi o cifră record a deceselor provocate de COVID. 196 de persoane au murit în ultimele 24 de ore. Un astfel de bilanț negru am mai avut în noiembrie. În ceea ce privește infectările noi, capitala rămâne în top. Cristina Filip ni se alătură cu detalii. Cristina, bună seara! Cât de îngrijorătoare sunt cifrele transmise astăzi de grupul de comunicare strategică? Bună seara, Andreea. Cifrele sunt extrem de îngrijorătoare, mai ales dacă ne uităm la situația din secțiile de terapie intensivă, dar și la numărul deceselor. Iată, raportul grupului de comunicare strategică arată că în ultimele 24 de ore, așa cum ai spus și tu, 196 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 au murit. De altfel, un număr la fel de mare a mai fost înregistrat doar în luna noiembrie. Totuși, de la începutul pandemiei și până acum, în țara noastră, la numărul deceselor a fost bătut record după record. Cele mai multe decese au fost înregistrate în lunile noiembrie și decembrie. Ziua cu cele mai multe decese a fost 8 decembrie, atunci când 213 pacienți infectați cu SARS-CoV-2 și-au pierdut viața, iar a doua zi cu cele mai multe decese a fost 3 decembrie, când s-au înregistrat 211. Revenind la situația de astăzi, la raportul trimis de grupul de comunicare strategică, în acest moment, în secțiile de terapie intensivă sunt 1466 de pacienți care luptă să trăiască. Vedem așadar cifre îngrijorătoare, mai ales că în țara noastră paturile de terapie intensivă sunt puțin peste 1600, iar numărul cazurilor grave sunt din ce în ce mai multe în fiecare zi. În ce privește numărul infectărilor, în ultimele 24 de ore, mai bine de 5200 de români au fost testați pozitiv. Mai bine de un sfert dintre aceștia doar în capitală. Bucureștiul este urmat de județele Cluj și Ilfov, cu 385 de cazuri noi, respectiv 235.